Prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, care implementează un program național, în primele 10 luni ale anului în curs și-au găsit un loc de muncă 5.917 persoane, dintre care aproape jumătate sunt femei. Profilul general al persoanelor care și-au găsit un loc de muncă cuprinde vârsta de peste 45 de ani din mediul urban și cu studii liceale. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJUFM Hunedoara, 428 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. În primele 10 luni ale anului, 5.917 persoane și-au găsit un loc de muncă. Dintre acestea, 5.917, 2.910 sunt femei. 3.041 sunt peste 45 de ani, 968 au vârsta între 35 și 45 de ani, 925 între 25 și 35 de ani, 983 sunt tineri sub 25 de ani, dintre care 451 tineri în categoria niți. În ceea ce privește tinerii, mai ales cei din categoria NETS, AJUFM Hunedoara derulează un program special pentru ei, iar cei înscriși pot câștiga premii atractive dacă își vor deschide o afacere. Reamintim tuturor tinerilor că tot am ajuns la tineri. În acest moment derulăm proiectul SICONET, care se referă strict la tinerii niți, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Tinerii care nu au un loc de muncă sunt invitați să se înscrie la noi în evidență, la AJUFM, și să participe la activitățile proiectului. La final, având și premiile de care știți, 14 premii, câte 25.000 de euro, cei care doresc să-și facă o afacere. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui job înregistrate în baza de date a Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active. Astfel, la nivelul AJUFM Hunedoara, în cursul lunii octombrie, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 671.